știrile dimineții. Omenirea trăiește pe datorie, mai exact cota de resurse pentru 2021 a fost epuizată. Ziua depășirii are loc când presiunea umană depășește capacitățile de regenerare ale ecosistemelor naturale. Ziua vine după aproape o lună mai devreme decât anul trecut, când povara activităților economice a fost ceva mai mică după restricții. Detalii are Alex Rotaru. Bine te-am găsit. În prezent, omenirea consumă cu 74% mai mult decât pot ecosistemele să regenereze. Mai exact, pentru a satisface nevoile și să nu afectăm planeta, am avea nevoie practic de 1,7 planete, adică aproape încă o planetă în plus. Îngrijorător este faptul că data la care epuizăm resursele devine din ce în ce mai apropiată de începutul anului, de la an la an. Pentru a face o comparație, gândiți-vă că în 1970, data la care resursele epuizate pentru un an era de 29 decembrie, iar anul acesta, data de astăzi, 29 iulie, este data la care oficial Pământul a dat atât cât putea pentru acest an. Practic, de astăzi înainte trăim pe datorie. Gândiți-vă că am revenit la data de dinaintea pandemiei pentru că am avut un an de pauză, practic, în care Pământul a putut respira datorită pandemie de coronavirus. Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă și privind cauzele care sunt și care au dus la acest lucru. Amprenta de carbon a crescut cu 6,6% anul acesta, biocapacitatea forestieră a scăzut cu 0,5% și asta din cauza faptului că defrișăm cu 43% mai mult an de an.